Au visat la o casă pe pământ cu o bucată de curte și un dram de liniște, dar s-au pomenit prizonieri într-un coșmar din care nu se mai pot trezi. E povestea multora dintre cei care locuiesc în cartierele apărute aproape peste noapte la marginea marilor orașe. Unii n-au apă, alții n-au canalizare. De străzi asfaltate nici nu poți vorbi. Cel mult de ulițe pe care oamenii și le-au pietruit singuri pe banii lor. Când visul se spulberă pentru cei care locuiesc în coșmar rezidenți, rămâne regretul că și-au amanetat toată viața pentru visul de a deveni proprietari. Bariera Vâlcii, lângă Craiova. Înainte, câmp de porumb. Azi, un cartier dezvoltat haotic, dincolo de calea ferată. Ca să intre în oraș sau să vină acasă, oamenii stau la coadă la barieră. Pierd câte o oră din viață în fiecare zi, pentru că autoritățile au eliberat în ultimii 30 de ani sute de autorizații de construire, fără să caute și o soluție de acces. Dacă se pune un marfar, vă dați seama cât de frică mi-e când ajung la copil la grădiniță. Pe aici trenurile trec de cel puțin 100 de ori în fiecare zi, așa că în mod obișnuit bariera ar trebui ținută închisă. Însă pentru ca cei care locuiesc dincolo de calea ferată să aibă acces spre locuințele lor, un angajat al CFR este nevoit să dea la manivelă odată la câteva minute. Localnicii și-au construit case până în buza liniei ferate, așa că și dacă ar vrea acum să ridice un pasaj, autoritățile ar trebui mai întâi să demoleze și să despăgubească și abia apoi să construiască. Veți avea o construcție pe deasupra casei dumneavoastră? Da. V-ați gândit la asta? Păi ne-am gândit, da. Să rezolvăm noi. Un nou plan urbanistic general nu se face din motive mai degrabă obscure, unul dintre ele fiind acela care ar afecta interesele dezvoltatorilor imobiliari. Moșnița Nouă, paradis imobiliar la doar 10 km de centrul Timișoarei, locul în care oamenii care au vrut un petec de curte și o casă pe pământ cu plata pe lună s-au aruncat la propriu în noroi. Am rămas împotmoliți, doamnă. Cel puțin la 3-4 zile rămâne un potmoliț cu mașina. Un pas mic pentru noi, unul uriaș pentru comuna Moșnița Nouă. Trecerea de la noroi la asfalt nu este atât de ușoară. Localitatea are 500 de kilometri de drumuri, iar asfalt găsim pe nici 10%. Uitați-vă ce e aici! Trăim în România 2022. N-avem apă, avem hidrofoare, foraje, când merge, când nu merge. Veniți încoace! Haideți să vă arăt în spate, curtea. Uitați aici, pe ce plătim rate toată viața. 68.000 de euro a dat Robert pe o casă în Moșnița Nouă. Va termina creditul cu câțiva ani înainte să iasă la pensie, așa că nu-i rămâne decât să facă haz de necaz. Am și piscină, da, păi la vară deschid ștrand de aici. Sute de vile și case răsar în fiecare an în Moșnița Nouă, doar că infrastructura publică a rămas mult în urma dezvoltatorilor. Din unele cartiere, cred că nu foarte curând vom ieși din acest noroi. Scurt, concluzie, anul ăsta pietruim tot. Lunca Cetățui, la doar 8 km de Iași, Miroslava, la doar 6 km, pare o aruncătură de băț. Nu și când singurul drum de acces e o șosea cu o bandă pe fiecare sens. O oră în trafic faci din Lunca Cetățui până în Podul Roș dimineața. Așa că dacă vrei să ajungi la timp, te trezești cu noaptea în cap și ieși din casă la cel târziu 6:40. Dacă plec un pic mai târziu, risc să întârzi. Probabil Ostava sunt în jur de 6.000 și ceva de copii. Noi avem la școală 1.200-1.300 de copii. Unde sunt ceilalți? Unde se duc? Și atunci dau seama că marea majoritate a copiilor pleacă în municipiul Iași. Noi am ales Iașul din diferite motive personale. Nu zic că școala din Lunca Cetățuii nu e o școală bună. Cine vrea să învețe, învață oriunde. Dacă se face și aici o școală, l-ați aduce aici? De ce nu? Este deja ora 8, suntem practic în întârziere, încă stăm în coloană și am parcurs în jur de 4 km în 40 de minute. 40.000 de oameni dorm în Miroslava, dar muncesc în Iași. Autoritățile eliberează autorizații de construcție pe bandă rulantă, deși recunosc că infrastructura nu reușește să țină pasul cu ritmul nebun în care crește comuna. Da, se construiește foarte mult. Noi eliberăm anual în jur de 1.200-1.300 până 1.400 de autorizații de construire.
Utilități lipsă, infrastructură neadaptată, dezvoltatori interesați doar de profit, autorități incapabile să dezvolte comunități, cartiere întregi fără școli, grădinițe, gvasii insuficiente, spitale ioc, parcuri doar pe hârtie, instituții de control care închid ochii la nereguli. Noi avem o legislație, legislația respectivă, printre altele, ar obliga primăriile ca odată la 10 ani să schimbe planul urbanistic general. Este o obligație care însă nu este respectată în mod organizat, adică primăriile obțin derogări chiar de la Ministerul Dezvoltării Regionale. Prețul mai mic ca în oraș continuă să atragă anual mii de oameni în capcanele cartierelor dormitor, care răsar la marginea marilor aglomerări urbane. Din 2004 există zona, a fost prima zonă metropolitană din România. Da, mă sună frumos, zona metropolitană, dar atât, nu mai e nimic. Cât de scurt e drumul de la casa din vis la coșmarul de acasă, aflăm într-o nouă campanie Observator. Dacă și dumneavoastră vă aflați într-o astfel de situație, vă invităm să ne vorbiți despre problemele cu care vă confruntați pe numărul de WhatsApp al Fi Observator, 0722 699 800. Ajutați-ne să îndreptăm ce se mai poate îndrepta. Cea mai mare parte din vină, după părerea mea, aparține statului, care este incapabil să reglementeze și să urmărească prin instituțiile de care dispune ca reglementările să fie aplicate.